și bine m-am găsit la un nou video pe acest canal de YouTube. Să începem! Astăzi vreau să vă arăt noile mele păsări și noul meu animal. Să începem! Stați că am văzut ceva. Uite, porumbii mei cum zboară. I-am eliberat. Uitați unul acolo pe casă. Nu se vede. Deci să începem, o să vă arăt prima dată noul meu canar. N-am avut în viața mea canar. Este o femelă, toată ziua cântă. Este alături de perușii mei care trebuie... Ia uitați porul meu, porbara. Care se pregătesc pentru depunerea ouălelor. Gramatica asta mă încurcă. Haideți să mergem să vă arăt că am dat drumul și la puișori. Sunt niște pui destul de mari. Ia uitați. Sunt destul de mari. Aceștia sunt pui de pitică, aceștia sunt pui de găină normală. Și haideți să vă arăt la porumbei noi ce mai este nou pe la ei. Tot așa că am aici o femelă care se pregătește să facă ouă din nou. Uite, și masculul meu morțat. Fuge. Să vă arăt, știți că aici în colț avem două ouă, acum avem doi pui. Ia uitați ce frumoși, ce frumuseți. Ia uite. Și haideți să vă arăt că știați că am aici un ou la acest măscul. Uitați cum mă ciupește. Dar nu mă ciupește așa toare. Tare. Stai să vă arăt un colț. S-a mișcat puiul în mâna mea. Stai că nu știu. A, uitați. L-a ciocnit. Trebuie să iasă. Până mâine va ieși. Da. O să fie și el tătic pe anul acesta. Haideți să vă arăt noua mea găină. Este o găină de... Stai să vă arăt. Stai că mergem să vă arăt acum. E moartă de cald. E o căldură. Ai, 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 ai. Este găina cea moțată. Este... Dați-mă cucoșul, pe greci. Este o găină de ouă verzi. Stai așa că trebuie să prind tatăl cuilor de jos, pentru că nu știu cum a venit el în coace. Au, au, au. Vino mă încoa. Uitați unde te-a suicidat apă. Cărămizi. Nu, nu, nu. Nu mai încoa. Vezi acum ce bagă la tine. Nu pot să-l prind pentru că am telefonul în mână. Gata. El nu poate să zboare pentru că are o problemă cu aripa. Deci stă și el liber pe afară. Haideți să vă arăt noul meu animal. Stați că nu pot să închid poarta. Gata, am închis-o. Haideți să vă arăt noul meu animal. Este fată. O purcică. Are în jur de 25 de kilograme. Uite. Ia, stă jos. Da, să scăpi, nu să se așeze din nou. Da, 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 da. Gica, gica. Îți place telefonul. Gica, 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 gica. Gica. Hai, scoală-te picioare, hai. Hai. Hai, 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 hai. Hai, 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 hai. Hai. Atâta este de mare. E, e. Dar stai locul!
are 25 de kilograme și sper să se facă de 90-80 de kilograme până la Crăciun. Trebuie să vedem dacă s-a încurcat. Curca. Nu s-a încurcat. Trebuie să le punem concentrate. O să le pun concentrate, dar după ce postez acest video. Dacă v-a plăcut acest video, noile mele animale, noi mai pui de porumbei, nu uitați să-mi dați mare, mare like și un share, subscribe. Și să-mi ziceți și mie secțiunea de comentarii cum vi se pare vacanța. Cum vi se pare vacanța cum e ea. Adică dacă e frumoasă, se pare frumoasă. Să știu unde sunteți. Poate unii dintre voi sunteți la mare. Deci dacă vă place acest video, să-mi dați un mare, mare, mare like și share, subscribe și să-mi lăsați întrebări. Că voi face un am-nam sau un Q&A. Deci dacă v-a plăcut acest video, nu uitați să dați un like, share, subscribe și să nu uitați să-mi dați follow la contul meu de Instagram, Mihai Apostol, Mihai 2D underline 121 și Facebook-ul meu, Mihai Apostol. V-am lăsat. La revedere!